Am pornit. Da. E și problema, ultima problemă, înțeleg? Da, problema 14. Da, măi, da. De la 100... De la 167. 67. Să aflăm aria triunghiului ABC, știind că, deci în ipoteza avem așa, la AB egal cu 8. Deci... AB egal cu 8 centimetri. AB egal cu 8 centimetri. AC egal cu 6 centimetri. Și măsura unghiului BAC cu 30 de grade. Da. Unghiul dintre ele. Da. 30 de grade. Știind astea, să aflăm aria. Știi că este dreptunghi? Aria este unghiul ABC. Știu că este dreptunghi. Dreptunghi. Nu. Oarecare. E oarecare. Avem mai măsura unghiului... Avem două laturi și unghiul dintre ele. Cu cine este egal aria când vreau două laturi? Sinus de 30 de grade egal cu... Nu? Dar nu, că sinus mai... Dar nu avem formula. Area este crosul a două laturilor, sinusul unghiul dintre ele. Păi asta. A, da. A, B, deci, ora, C. E baza ori înțelea supra 2, crosul a două laturilor și heron. Adică și-a învățat poezia. Aria ce egal cu AB, ora, C. Ori sinusul dintre deci ele. Deci area a ABC. Da. Este egal cu AB. Ora AC ori sinusul dintre ele. Ori sinus. Sinus de A. De unghiul A. Tradută. Supra 2. Sinus 3. Și le știm. 8 ori 6. 6 ori 8 ori... Sinus de 30 de grade care știm că e 1 pe 2. Supra 2. Și egal cu 6 ori 48 pe 2. 48 pe 4. Deci 6 ori 48 pe 4, da? Da. 48 pe 4 și face... 12 da. Centimetri pătrați. Punctul A l-am rezolvat. Da. Punctul B. AB egal cu 6 centimetri. BC egal cu 4 radical din 2. Să zic adică, domn profesor. Da. E foarte distrat. Și măsura unghiului ABC. Adică. Adică vrei să vorbesc când salut în film? Măsura unghiului ABC 45 de grade. Vă simt. Bună. A, B. 45 de grade. 45 de grade. Adică B-ul e cunoscut acum. B-ul e cunoscut, tot pe asta mergem, tot pe aria cu... Aria triunghiului ABC egal cu AB. Egal cu AB ori BC. AB. E ori BC, ori sinus de B. Supra 2. Egal cu 6 ori 4 radical din 2. Radical din 2. Osinus de 45 cât e? 6 ori 4 radical din 2. Osinus de 45 care este cât? Radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2. Deci sinusul egal cu cosinusul la 45 egal cu radical din 2 pe 2. Totul spre 2. Asta a fost 3, 4, 2, 2, 2, 24 pe 2. 12, nu? Da, da. 12 centimetri. Punctul C. AC egal cu 4. Radical din 3. 4 radical din 3. BC egal cu 8 cm. Și măsura unghiului C. Măsura lui C. 60 grade. La fel aplicăm, nu? Nu, păi da. Atunci aria. ABC egal cu... AC ori BC, ziceți copii, aria. AC ori BC ori sin de C. De 60 de grade, adică. Aria egal cu AC care este 4 radical din 3 ori 8 ori sin de C care este sin de 60 care este radical din 3 pe 2. Da. Și aria egal cu... Totul supra 2. Da. 6 ori 4, 6 pe 3. 3 ori 8, 24, nu? 3 ori 8, 24, 24, da. 24 cm pătrați. 2 ori 2 acolo, da. Și tema la algebră e gata, domnul. La geometrie. La geometrie. Da, da. Acum vreți să facem algebră? Nu, noi mine avem... Da, dar el vrea să-i spui ceva, domnul profesor, că sunteți pe timpul vostru încă. Nu? Da. Aveți test. Și ce? Au test, dar Adi n-a înțeles ceva și vrea... Da, da, da. Dar nu vorbi. Șt, la chestia aia. Câte ceasul? Și 40 și 4. E și 4 minute, frate. E 8 și 4 minute? Da. Deci avem timp. Avem ce facem altceva. Corect.
Nu, nimic. Mă preda ceva? Da. Azi dă caietul ăla sau să văd pe ce vă dă. Dacă zero. Asta e. Ceva autistic. Deci exerciții. A, B mai mare ca 0, radical din AB e mai mic egal decât A plus B pe 2. Inegalitatea mediilor. Așa. Cosmino vine, fac, nu? Da, da. Cosmino vine și tu că... Interesant. Cosmino și tu inegalitatea mediilor, auzi. Două plecat. Nu, Cosmino. Atenție, gata. Deci, așa. Inegalitatea mediilor, domn profesor. Bun. Nu am înțeles nimic. Acum, nu înțeles nimic, nu? Dar de ce? Ai formă de revoltă. Nu, ce cai tu deschis și face. Stai și ce. Că tu e la mine, că l-am luat eu. Cu ăsta de clasă, domnul profesor. Ce părere e adevărat asta? Radical din A minus radical din B. Totul la pătrat. Nimeni mai egal decât 0? Da. De ce? Pentru că, indiferent ce număr am pune, puterea pară este 0, este mai mare ca 0. Deci, tot timpul la pătrat este mai mare ca 0. Dar trebuie să facem observația că au și băiul trebuie să fie pozitive, că radicalul ar fi supărat. Deci radicalul nu poate lucra decât de numere pozitive. Deci de aceea, A mai mare ca 0, mai mare egal și B mai mare egal decât 0. Deci dacă se întâmplă așa, atunci este adevărat asta. Deci totdeauna radical de la minus radical de B, mai mare egal decât 0. Este egal cu trase, zicem ce se întâmplă. Echivalentul. Continuăm. A. Prima parte la pătrat, deci A rămâne minus de aici. Minus 2 radical ori. Din A. 2 radical din A, radical din B. Plus B. B. E mai mare egal decât 0. Da. Echivalentul. Aici radicalul radical, pot spune un singur radical. Și ar veni ca A plus B. Minus. Minus 2 radical din AB. E mai mare egal decât 0. Tot timpul, indiferent ce A și B pozitiv punem. Corect. Și hai să duc pe 2 radical din AB în partea cealaltă. Și ar veni ca A plus B. E mai mare egal decât radical din AB. 2 radical din AB. Ceea ce ar fi echivalent cu... Împărțim prin 2. Împărțim prin 2 toate relația și revenim ca A plus B pe 2. A plus B supra 2 e mai mare egal decât radical din AB. Iată rezultat foarte tare. Foarte important. Totdeauna, dacă două numere sunt pozitive, A plus B pe 2 e mai mare egal decât radical din AB. Dar A plus B pe 2 este media aritmetică. Media geometrică. Da? Deci media aritmetică, M aritmetică, e mai mare egal decât media geometrică. Așa asta este inegalitatea. Media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică. Nu trebuie ce scrie copilul ăsta aici, dar mai trebuie. Așa, bun. Media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, este inegalitate. Și ne-a dat o temă. Foarte importantă. Acum, eu aș mai insista un pic, să vă mai dau. Ea pentru două numere, dar se poate aplica și pentru trei numere. Da, avem... Da. Pentru trei numere înseamnă așa. A plus B plus C pe 3. Adică media... Aritmetică. Mai mare egal. Mai mare egal. Decât radical din... Mai mare decât radical din ordine 3. A, dar ei nu știu, domnule. Ce ordine? A, ori, lasă, că ai să învăț. Ce ori? A, ori, B, orice. Adică cineva care la a treia să facă. Pe datul câștig A, B și C mai mare ca 0, atunci A plus B pe lângă B plus C pe lângă C plus A mai mare ca decât A, B, C.
E altă poveste aceea. Dar scrieți-o și pe asta așa, cât am apucat să o scriu și eu pe tablă. Deci mai mare egal decât cine aici ar veni A, B, C. Decât produsul A, B, C. Da? Radical de ori în 3. Adică... Dar de ce 3? Fiindcă sunt 3 numere. Exact. Uh-huh. Da? Ei, adică radical din ordinul 3 din 8, cât așa, credeți că e? Radical din ordinul 3 din 8 egal cu 2, pentru că 2 la 3 e la... Și 3 îți duce cu ordinul, ai înțeles? Da, puterea îți duce deci cu ordinul. Deci a extrage radical din un anumit ordin dintr-un număr, înseamnă să găsești altul, exact, care ridica la puterea dată la de indice. Sau la ce dă da, radicalul. Îți dă la 5 radical. Și 2, vezi? Da. Cât este radical din indice 4? Din 16. 4. 2 la 4. 2 la 4. Da. Da. 16. Deci putem vorbi de radical nu numai de ordin 2, cum știți voi, ci de ordin 3, de ordin 4, de ordin 6. La ce clasă învață de alt ordin? La 9. La 9. Nu, la 8, dar nu. La 9. La 9 începeți. Radical din ceva. Mai aveți. Bun, dar fiindcă a venit vorba da, așa, v-am arătat și că la 3 numere inegalitatea merge. Și mai este o medie, media armonică. Da, armonică. Da, asta, armonică. Asta scrie pe ei, dar nu înțelegeam, domn profesor. Ce armonică? Media armonică a numelor A și B. Este egal cu 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Asta, da. De deci media, zice că radical din AB e mai mare egal decât 2 supra asta. Tocmai. Deci copiii se completează acum inegalitatea asta cu mai mare egal decât media armonică. Media armonică. Da. Haideți să le iau încă o dată. Deci notăm așa. Media aritmetică a două numere este egal cu A plus B pe 2. Deci media aritmetică este A plus B pe 2. Da. Media geometrică egal cu radical din AB. Egal cu radical din A ori B. Și media armonică. Iar media armonică egal cu 2. Da? 2 supra 1 pe A plus 1, 1 pe A plus 1 pe B. Dar toate astea sunt mai mari egal. În legătură cu aceste trei numere, că media aritmetică, media geometrică, media armonică, sunt niște numere. Da. Totdeauna este adevărată inegalitatea. Media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică. Da, și mai mare egal decât media armonică. Armonică. La cine ajută asta, domnul profesor? Asta e sursă de inegalități. Foarte tare. Deci așa, egalitatea în inegalitatea mediilor are loc dacă două numere sunt egale. Egalul se produce când ele sunt egale. În rest, tot timpul e mai mare. Aha. Deci, egalitatea se produce între ele, numai dacă ele A și B sunt egale. Facem tema? Sigur, o leacă să mai explicăm. Da, că nu înțeleg eu nimic. Mirona, nu ne apucăm de repede. Da, nu, despre asta ești. Despre asta vom avea imediat de lucru, da? Insist. Că media aritmetică mai mare decât media geometrică am arătat-o. Da. Uitați că am plecat la radical. Da. Și am arătat, da. Asta, ca să o pot face cu asta, o să o preiau și să văd de unde trebuie să mă duc ca să-mi ies să ia. Corect. O să zic așa, media geometrică mai mare egal decât media armonică. Să ziceți, media geometrică e mai mare egal decât media armonică. E echivalentă cu... Și o traducem. Radical din AB. Ce înseamnă media geometrică? Radical din AB. Da. Deci ar fi echivalent cu a spune că radical din AB e mai mare egal decât media armonică. Ce am zis că e media armonică? E 2 supra... 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Echivalent cu. Hai să muncim la ea. Aduc la același unitor un pic aici, fac calcul, să o aranjez într-o altă. Deci radical din AB, mai mare egal. Deci va veni radical din AB, e mai mare egal decât 2 supra. Decât 2 supra. B, aduc la același unitor, vine B plus A, sau A plus B. Da.
A plus B supra A ori B. Da. Echivalent cu. Cum se împar două fracții? Mulțim prima cu a doua inversată. Da, să avem 2 A. Pe 2 mulțim cu AB supra A plus B, da. Corect. Deci vine radical din AB. Egal cu 2. Mai mare egal. Așa, da? Mai mare egal. O tot transcriu să văd unde mă duce. Decât 2 AB. Decât 2 AB. Supra A plus B. Supra A plus B. Da. Echivalent cu. Acum am să fac un lucru. Știți că se pot schimba mezi între ei și extremi între ei. Pot să fac așa. Dacă nu e clar, atunci aduc la aceeași umitor, fac toată povestea. Hai să aduc aceeași umitor, aici umitorul 1. 1, da, și acolo să avem radical din A de... Pe lângă A plus B. Da, egal cu mai mare radical din A B, pe lângă A plus B. Mai mare egal decât 2 AB. Da. Echivalent cu. Aducem la pătrat? Sau? Nu. A plus B pun pe 2 jos și pe radical din AB, adică împart prin radical din AB. Haide să văd. Împărțim prin radical din AB. Deci împart totul prin radical din AB. Și echivalent cu. A plus B. Vine A plus B. Da. Mai mare egal. Din AB. Mai mare egal decât 2 radical din AB, super radical din AB. 2AB. 2AB supra radical din AB. Supra radical din AB, da. Păi da, adică nu dă 2 radical din AB? Păi stai puțin. Da, să luăm ușor. 2AB. Din 2AB. Supra radical din AB. Și acum raționalizăm. A plus B, mai mare e egal. Raționalizăm. Da. Și vine echivalent, va spune că A plus B supra 2, e vorba de 2-ul care îl pun aici jos. Da. Adică ca și m-am împărțit asta prin 2 peste tot. Da. Mai mare egal decât raționalizăm acolo, da? AB ori radical din AB. Da. Supra AB. Supra AB, corect. Și AB cu AB se duc. Și atunci radical din AB e A plus B pe 2. Și vine A plus B pe 2 mai mare egal decât radical din AB. Adică tocmai în egalitatea mediilor. Media aritmetică față de media geometrică, pe care am demonstrat-o. Corect. Deci am redus inegalitatea dintre geometrică și armonică la inegalitatea dintre media aritmetică și media geometrică și deja știute. Acum, ca să o demonstrez, plec de la ea. Merg înapoi. A, și ajungem la asta. Și ajung la asta. Deci, plec de la A plus B pe 2, radical din AB. Ați văzut ce a făcut. 2 sus, acolo, A plus B, deci merg tot mai drumul, dacă e echivalent, echivalent, da. Înseamnă că mă duc la asta de aici. Ok. Și așa eu cum am demonstrat-o pe asta inegalitatea? Prima inegalitate, media aritmetică și cu media geometrică. Am plecat de la radical din A minus radical din B, la pătrat, mai mare egal decât 0. Și de aici am plecat. Am făcut binomul. Binomul și numește aia. Da. Cealaltă inegalitate, asta în geometrică și armonică, se demonstrează pe baza a ceea ce înseamnă inegalitatea dinainte făcută. Asta, că media... Ca să văzut, ea se reduce după calcul la media aritmetică mai mare decât media geometrică. Și trebuie să știi acum și formula asta de la media armonică. Deci tot timpul trebuie să știi inegalitatea. Asta este cea mai tare inegalitate. Foarte des, propunătorii de subiecte au șmecheria asta. Așa și pot dau drumul la treabă, luând în loc de A, B și C, niște numere pozitive pe care le prelucrează, le aranjează, nu știu ce, și sunt niște inegalități dure. Și tu trebuie rezolvitor să-l simți pe autor, să dai seama ce A și B a luat el acolo și ce joc a făcut acolo. Și pleci de la asta, media aritmetică mai mare, sigur că da. Și mai mare, și deci, te folosești de care vrei tu? Da, deci este o sursă de exerciții foarte tare. Foarte tare. Și acum am să-ți vă insist un pic, că Miruna are ceva să mă întrebi, el tot se duce la o inegalitate. Da, ea vrea să vadă un exemplu, ca să... Un concret, Miruna. Concret, da. Uite, pentru cele trei numere, se vede că media armonică este un minorant față de celelalte. Adică el e cea mai mică. Cea mai mică, da. Iar media aritmetică este un majorant pentru cele două. Da? Deci, această speculație este foarte des folosită de autori.
Deci o putem sări peste media geometrică. Și spune, media aritmetică e mai mare egal decât media armonică. Corect. Da? Sărim peste este media geometrică Părinași. Și acolo le învârtim și aranjăm egheșiții foarte interesante. Uh-huh. Vă spuneam că cu ani în urmă am compus un egheșițiu la Gazeta Matematică și nici acum mai știu să-l rezolv. Eu am fost autorul, dar fiindcă am pierdut soluția, știu doar atât. Că m-am inspirat când am compus egheșiții din egheșiții medilor. Uh-huh. Era o șmecherie foarte tare acolo pus la punct. Luasem niște numere așa, trigonometrici, șmecherie pusă așa. Și finalul este că în deci, foarte multe rânduri, din experiența care o am așa, foarte des folosim inegalitatea medilor. Și acum, concret, să vă arăt să facem un da, egheșiț un practic. Avem aici AB mai mare ca 0. Dacă AB mai mare ca 0 și A plus B pe lângă 1 supra A plus 1 supra B mai mare egal decât 4, să aflăm ce? Atât. Atât? Da. Să-l aflăm pe A și B? Nu știu. Eu. Nu. Dar cum, domnul profesor, cum nu înțeleg nimic acestui copil ăsta? Deci AB mai mare ca 0, A plus B pe lângă 1 pe A plus 1 pe B mai mare egal decât 4. Noi aici ce trebuie să aflăm, media aritmonică? Nu, nu, nu. Să demonstrăm inegalitatea asta. A, să o demonstrăm? Asta e ce înțeleg. Păi de ce ai scris mai aici? Demonstrați inegalității. Dar. Demonstrați. Ce? Inegalitățile. Ia să vedem. La fel ca mine. Demonstrați inegalității. Dacă A da. Și B sunt mai mari. Mai mari ca 0. Strict mai mari ca 0. Da. Strict? Da. Da. Așa zice. Și A plus B pe lângă... Atunci, să ajute, A plus B pe lângă 1 pe A plus 1 pe B, mai mare egal decât 4. Mai mare egal decât 4. Aha, dar ce? A plus B pe 2, ori 2 supra 1 pe A plus 1 pe B, se reduc 2 cu 2, de asta au pus așa. Și... Cum A plus B pe 2? Aia aritmetică? Da, cu aia armonică. Deci știm. Știm că media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Știm asta. Da. Și acum, putem să comparăm media aritmetică cu media armonică. Armonică. Și o să scriem. Și media aritmetică, e o scrim, mai mare egal decât media armonică. Armonică. Ceea ce înseamnă echivalent. Și acum o transcrim. Media aritmetică înseamnă A plus B pe 2. Mai mare e mai mare egal decât media armonică, care înseamnă 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Așa. Echivalent cum? Echivalent. Produsul mediu plus extrem. Îl facem. Adică A plus B pe lângă A plus B pe lângă 1 pe A plus 1 pe B e mai mare egal decât 2 ori 2, 4. Terminat. Am demonstrat că inegalitatea este elevată. Atât? Atât. Așa, ziceai că ai temă grea, măi, Hadri, măi. Uite ce ușor. Păi, da, trebuie înțeles formulele astea, da? Aha. Și dacă A plus B plus C, totul la a doua, Andreea. Poți să vii, Andreea. A plus B plus C, totul la a doua. Mai facem pe asta și plecăm. A plus B plus C totul la a doua. Băi, o venit Andreea și cu... A plus B plus C totul la a doua. Totul la a doua. Mai mic egal decât 3 pe lângă A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. Ia, domn profesor, pe asta cum o demonstrăm? A plus B plus C supra 3. A plus B plus C supra 3. Da. Totul la a doua. Asta e media aritmetică, adică scriem aceeași chestie. Media aritmetică mai mare egal decât media geometrică. Scriem mai adus-o. Da. Deci media aritmetică este? Mai mare egal decât media geometrică. Vorbiți că nu eu trebuie să știu. Care e mai mare egal decât media armonică. Bun. Și acum traducem asta, domn profesor. Deci nu înțeles nimic. Nu înțeles nimic, e spectator. Nu vine nici măcar am făcut la școală asta, domn profesor. Da. Și n-am văzut nimic, dar acum tu înțelegi. Acum da. Am să vă rog să
urmăriți câte ceva, că dacă nu mai scriu eu și voi copiați. Dar mâine facem pendelete, domn profesor, au venit și băieții. Aici doar înlocuim și atât? Facem aceeași chestie, A plus B plus C pe 2? Nu știu dacă se dovește asta. Trebuie să vedem. Aceea cu A plus B plus C pe 3, era mai mare. Mai mare egal decât... Și asta e cu mai mică. Ceva trebuie să vedem. Facem mâine, domn profesor, atunci. Deci alte pagine să urmărim aici. Aha. Da? Deci este... Sigur că tot pe ele se bazează, dar probabil că câte două combinate... Facem mâine atunci că au test la fizică, au venit și băieții la 11. Băieții! Și mâine să fie, și copiii la 11. Mâine să fie ei mai vedescă-ți cu gândul la... Da, vă spun că nu îi trebuie asta. Exact. Dar nu. Nu? Lasă că mâine o să vă trebuiască. Așa. Să facem sinteza, domnul profesor. Da. Poftim, hai să vedem... Facem sinteza. Întâi am făcut geometrie, domn profesor, și am făcut arii. Cu sinteza. Arii. 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 Pe așa. Cele două variante am făcut. Baza o răspunea asupra 2. Da, și... Și profesorul a două laturi, și eu sunt întrebe, da? Da. Deci, baza ori înălțimea supra 2 și B ori C, ori s-o adu-o la da, ori și nu știu ele. Ori simt de unghiul A, pe 2. Totul pe 2. Asta, area triunghiului, da? Da. Area triunghiului ABC. E iau cu două variante. Dar treia n-am făcut tot, formula 0. Nu, n-am făcut-o. Am vorbit de arii echivalente. Corect. Triunghiuri echivalente. Triunghiuri echivalente. Deci, triunghiuri echivalente. Echivalente. Că mediana împarte un triunghi în două triunghiuri echivalente. Iar egale. Da. Mediana. Mediana în triunghi împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Da. După aceea am făcut și centrul de greutate. Așa. Centrul de G. Centrul de greutate. Care am descoperit că împarte triunghiul în trei triunghiuri. În trei, în șase chiar. În trei triunghiuri echivalente și chiar în șase final, da? Da. În greutate. Împarte triunghiul. În 2 ori 3, 6, da. Triunghiul în 6 triunghiuri echivalente. Ce este centrul de greutate al intersecției de mediană? Am stabilit asta. Și acum ne-am dus la partea jo la algebră. La algebră și am făcut... Inegalitatea medilor. Mai mare decât media geometrică, care e mai mare decât media armonică. Aplicații. Lecția următoare. Pentru că, o să vedeți, aplicații înseamnă demonstrarea multor inegalități. Corect. Deci alte inegalități se bazează pe asta. Aha. Da? Da? Când facem alte inegalități. Eu numai media asta am urmărit, profesor, puteți să mă și tot. Da, vreau să vă spun că... O vedeam și medic în Bruceaușescu? Sigur. Bruceaușescu. Inegalitatea medilor. Dar am demonstrat inegalitatea medilor. Îi las ușa. La ce clasă o făceam? Bă, Florin, ești... Florin lăsa la Giurgiu, că am întrebat la clasa 10. Acum, dar pe timpul lui... Așa, ca să văd. Da. Tot acolo. Clasa 10, a 9, a 10. Într-a 9 am făcut-o. Într-a 9 ați făcut-o? Da, într-a 9 am realizat-o, am demonstrat-o acolo. Demonstrați pe inducție, chestii foarte tare. Să mai țin minte.
Generalizarea știi ce înseamnă? Generalizarea înseamnă așa. Că A1 plus A2 plus puncte, puncte plus AN, numere, pe AN, adică media aritmetică AN, numere, da, e mai mare egal decât radical de ordine AN. Din A1 oare A2 oare AN, care e mai mare egal. Mai mare egal decât AN supra 1 pe A1 plus 1 pe A2. Plus puncte, puncte, plus 1 pe aia. Înseamnă că nu țin minte asta. Armonica. Armonica, da. Media armonică. Asta da, țin. Gata. Gata, la revedere. La revedere. La revedere. La revedere.